Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Alături de mine a venit Nicoleta Tănase Trifu, psihoterapeut și psiholog sportiv. Cu siguranță ați auzit, top sport, top școală. Dar despre avantajele practicării sportului, despre asta, nu știu cât am auzit. Bine ai venit, draga mea! Bună! Bună! Bine v-am găsit! Ai mâncat astăzi? Am mâncat! Că mi se pare că nu prea ți-aud așa glasul. Foarte bine! Hai să discutăm puțin. Top sport, top școală. Cum adică? Adică îmi dau copilul la un top sport, care de fapt acest top sport trebuie să fie inclus într-un top școală, nu? Să practice, să... Știu că sunt anumite școli sportive. Există școli sportive. Haideți să-ți definesc termenii și să-ți spun și să vă spun la ce m-am referit când am spus eu vreau să vorbesc despre top sport și top școală. Am observat din lucrul meu cu copiii că aceia care sunt inteligenți au rezultate bune și în sportul pe care practică, să zic, sunt primii 10 la nivel național, au rezultate foarte bune și la școală. Copii de nota 9 și 10. Asta înseamnă top. S-au făcut studii pe sportivi și s-a ajuns la concluzia că sportivii de top, deci seniorii, cei de la 18 ani în sus, sunt oameni cu un nivel peste medie, un nivel de inteligență peste medie. Deci, de mici, copiii încep și se aleg. În momentul în care el a ajuns în primii 10 național, copilul acela, în principiu, are o inteligență peste medie. Asta am băgat eu de seamă lucrând cu copii înainte de a citi în, mă rog, teorie sau în cercetare că lucrul ăsta chiar există. Și așa este. Acum aș vrea să atrag atenția asupra unui subiect, legătura dintre această inteligență, cum o numim noi, cognitivă, ceea ce omul care n-a făcut psihologie spune, uite, copilul ăla e deștept sau omul acela e deștept. Noi numim asta inteligență cognitivă și o măsurăm cu teste, adică vedem nivelul limbajului, nivelul memoriei, gândirea, cum merge, atenția, și asta este partea cognitivă. Inteligența cognitivă. Acum, din cauza faptului că vorbim de copii și că dezvoltarea lor este continuă, la vârsta aceasta, până în 10 ani, dezvoltarea lor e continuă, dar inegală pe diferite paliere. Ceea ce e absolut normal. Care este normal, doar că în contextul sportului poate să devină o problemă. În sensul că acolo unde inteligența aceasta cognitivă este peste nivel mediu, se poate ca inteligența lui emoțională sau dezvoltarea lui emoțională să fie sub nivelul mediu al copiilor de vârsta lui. Și aici poate să intervină o problemă în sensul că tu te aștepți de la copil ca el să aibă rezultate în sport pentru că îl vezi că înțelege, poate să fie muncitor, poate să facă ce vrei tu. Numai că în momentul în care intră în concurs, din cauza inteligenței lui emoționale sau nivelul lui de dezvoltare emoțional, el să cadă și atunci n-are rezultate. Asta ar fi, mă rog, o paranteză pe care eu m-am simțit datoare să o fac, pentru că lucrul ăsta nu-l știe multă lume. Și noi avem tendința, când avem un copil deștept acasă, da, care pricepe, citește, face socotel, avem tendința să-l supra-solicităm cu sarcini, tocmai din cauza faptului că el ne arată că el știe, numai că emoționa el nu poate, încă nu poate. Doamne, eu cred că primul lucru la care aș umbla ar fi fix partea emoțională, care mi se pare cea mai importantă din toate punctele de vedere. După care restul poți să pui cărămizi încet încet dacă te preocupi de acel copil sau dacă vezi că are anumite înclinații. Hai să vorbim puțin, te rog frumos, și despre avantajele practicării sportului, ca să înțeleagă un părinte. Cei mai mulți spun, mamă, îl dăm la sport ca să fie sănătos. Eu nu văd sănătatea care este egal cu practicarea unui sport. Sănătatea poate să vină la pachet și genetic, poate să vină la pachet și cu alimentație foarte bună, poate să vină și la pachet și cu armonie în casă, nu neapărat cu sport. Într-adevăr, nu înseamnă că nu sunt pentru a face sport. Dar cât și cum este bine pentru un copil. Am fost de curând la spectacol, știi, eu cu arta și cu spectacolele mele. Am fost de curând la un concurs de basket și efectiv am fost siderată de agresivitatea părinților cu propriilor copii, care efectiv urlau la copil. Deci interveneau peste antrenor. Deci erau ceva mai. Deci nu, cu antrenorul nu conta. Hai deodată! Nu vezi cum ești! Nu ești în stare de nimic! Deci eram absolut șocată. Vreau să spun două lucruri legat de această agresivitate a
agresivitate pe care tu ai remarcat-o, din păcate o văd și eu. Eu în ultimii 15 ani am locuit în Olanda, când m-am întors acum un an în România, m-am lovit de ceea ce, nu știu ce tu ai de văzut. Nu ce ți-a venit să te întorci. Drag de prieteni, da. Scurt și ăsta e adevărul. Eu sunt încă și acum cu ochii cât cepele, uitându-mă la ceea ce tu numești agresivitate de pe marginea terenului. Da, dacă dorești, într-o altă zi vorbim și despre acest subiect. Sănătatea în sport, câtă sănătate aduce copilului practicarea unui sport, aduce plăcere, pentru că vorbim de copii de până în 10 ani în emisiunea ta, aduce plăcere, mișcarea în sine pune sângele în funcțiune, da, oxigen, fără, da, substanțe poate nutritive și ajunge la creier. Un sport, când faci sport, ești disciplinat, pentru ești, că n-ai dar ne raportăm la un sport de performanță și din acest motiv te întrebam despre avantajele. Eu, în momentul când vorbim de sport de performanță, mie deja adică nu mi se mai pare avantaj. M-am întâlnit cu niște părinți care încercau să mă determine, să mă convingă că Sofia este musai să facă not de performanță. Musai. De ce? Părintele probabil crede că este musai. Avantajele la vârstele acestea atât de mici sunt de căutat, ca să zic, și din punctul meu de vedere. Pentru că un copil de 90 ani să stea 5 sau 6 zile pe săptămână, 3 zile pe terenul de tenis, da, el poate să stea. Unii dintre ei, într-adevăr, sunt pasionați de sportul pe care îl fac, dar pe aceea îi vezi și îi găsești destul de rar. Însă ei intră într-o lume a lor, a sportului, unde au și prieteni, cu care merg și în diferite concursuri, pe aici, pe acolo. Este un sport care are avantaje în sensul că dacă copilul este emoțional, echilibrat. Cât echilibrat, exact, mi-ai citit cuvântul pe buze. Da, exact. Dacă totul este echilibrat, atunci vine apache cu bucurie. De cât echilibrat. Și tot este în regulă. Poți și exact cum ai spus și tu, îi vezi, îi simți, exact, îi miroși, dar fără presiune, oameni buni, pentru că nu duce la nimic bun pe termen lung. Adică veți avea rezultate pe termen mediu cu siguranță, dar la drum lung cu ei, ca se întâmple lucruri, sunt ferm convinsă că la un moment dat ei vor crește și vor pune piciorul în prag și vor spune nu. Reluăm în altă emisie și să voi povesti cu eu cum am spus drag. Eu. Cu foarte mare drag. Am crescut. Mulțumesc tare mult, Nicoleta, ați ascultat-o pe Nicoleta Tănase Trifu, care este psihoterapeut și psiholog sportiv și noi am dezbătut tema top sport, top școală, avantajele practicării sportului. A fost ceva mai lung, dar n-aveam cum să întrerup, pentru că eram foarte curioasă. Mulțumesc! Și eu mult!